De ce iubim femeile? Pentru că au sâni rotunzi, cu gurguie care se ridică prin bluză când le e frig, pentru că au fundul mare și grăsuț, pentru că au fețe cu trăsături dulci ca ale copiilor, pentru că au buze pline, dinți decenți și limbi de care nu ți silă, pentru că nu miros a transpirație sau a tutun prost și nu asudă pe buza superioară pentru că le zâmbesc tuturor copiilor mici care trec pe lângă ele, pentru că merg pe stradă drepte, cu capul sus, cu umerii trași înapoi și nu răspund privirii tale când le fixezi ca un maniac, pentru că trec cu un curaj neașteptat peste toate servituțile anatomiei lor delicate, pentru că în pat sunt îndrăznețe și inventive, nu din perversitate, ci ca să-ți arate că te iubesc. Pentru că fac toate treburile săcăitoare și mărunte din casă, fără să se laude cu asta și fără să ceară recunoștință. Pentru că nu cite scriviste porno și nu navighează pe site-uri porno. Pentru că poartă tot soiul de zdrângănele pe care și le asortează la îmbrăcăminte după reguli complicate și de neînțeles. Pentru că își desenează și își pictează fețele cu atenția concentrată a unui artist inspirat. Pentru că au obsesia pentru subțime, a lui Giacometti. Pentru că se trag din fetițe. Pentru că își ojează unghiile de la picioare. Pentru că joacă șah, whist sau ping-pong, fără să le intereseze cine câștigă. Pentru că șofează prudent în mașini lustruite ca niște bomboane, așteptând să le admiri când sunt oprite la stop și treci pe zebră prin fața lor. Pentru că au un fel de a rezolva probleme care te scoate din minți. Pentru că au un fel de a gândi care te scoate din minți. Pentru că îți spun te iubesc exact atunci când te iubesc mai puțin, ca un fel de compensație. Pentru că nu se masturbează. Pentru că au din când în când mici suferințe. O durere reumatică, o constipație, o bătătură. Și atunci îți dai seama totodată că femeile sunt oameni, oameni ca și tine. Pentru că scriu fie extrem de delicat, colecționând mici observații și schisând subtile nuanțe psihologice, fie brutal și scatologic ca nu cumva să fie suspectate de literatură feminină. Pentru că sunt extraordinare cititoare pentru care se scriu trei sferturi din poezia și proza lumii, pentru că le înnebunește Angie al Rollingilor, pentru că le termină Cohen, pentru că poartă un război total și inexplicabil contra gândacilor de bucătărie, pentru că până și cea mai dură businesswoman poartă chiloți cu înduioșătoare floricele și danteluțe pentru că e așa de ciudat să întinzi la uscat pe balcon chiloții femeii tale niște lucrușoare umede, negre, roșii și albe, parte satinate, parte aspre, mirându-te ce mici suprafețe au de acoperit. Pentru că în filme nu fac duș niciodată înainte de a face dragoste, dar numai în filme. Pentru că niciodată n-ajungi cu ele la un acord în privința frumuseții altei femei, sau a altui bărbat? Pentru că iau viața în serios. Pentru că par să creadă cu adevărat în realitate. Pentru că le interesează cu adevărat cine cu cine s-a mai cuplat dintre vedetele de televiziune. Pentru că țin minte numele actrițelor și actorilor din filme chiar ale celor mai obscuri pentru că dacă nu e supus niciunei hormonizări, embrionul se dezvoltă întotdeauna într-o femeie. Pentru că nu se gândesc cum se o tragă tipului drăguț pe care îl văd într-o leibuz. Pentru că beau porcării ca martinii orange, gin tonic sau vanilla coke. Pentru că nu-ți pun mâna pe fund decât în reclame. Pentru că nu le excită ideea de viol decât în mintea bărbaților. Pentru că sunt blonde, brune, roșcate, dulci, futeșe, calde, drăgălașe, pentru că au de fiecare dată orgasm. Pentru că dacă n-au orgasm, nu îl mimează. Pentru că momentul cel mai frumos al zilei e cafeaua de dimineață, când timp de o oră. Ronțăiți biscuiți și puneți ziua la cale, pentru că sunt femei, pentru că nu sunt bărbați, nici altceva. Pentru că din ele am ieșit și în ele ne întoarcem, și mintea noastră se rotește ca o planetă greoaie, mereu și mereu, numai în jurul lor.